În industria divertismentului, opiniile se ciocnesc adesea, iar România au talent nu face excepție. Într-un episod recent, talentatul și spiritualul Florin Călinescu l-a luat la țintă pe unul dintre concurenți, un cunoscut muzician din Turda, pe nume Fuego. În timp ce alți membri ai juriului au lăudat muzica lui Fuego pentru stilul său unic, Florin a avut o altă părere. El a povestit o anecdotă ușoară despre cum a cunoscut-o pe mama lui Fuego la un restaurant și a încheiat făcând o declarație despre preferințele sale atunci când vine vorba de participarea la concerte. În ciuda acestor opinii diferite, juriul României au talent continuă să distreze și să captiveze telespectatorii cu umorul și momentele lor comice. Florin Călinescu, cunoscut pentru inteligența și umorul său ascuțit, s-a remarcat în juriul emisiunii România au talent. În ultimul episod, actorul l-a luat în vizor pe Fuego, un cunoscut muzician din Turda. Membrii juriului, printre care se numără Andrașan Dimoisescu, au vorbit despre muzica lui Fuego, numind-o ușoară și neactuală, dar cu un stil aparte. Florin, în schimb, a declarat că nu ar cumpăra un bilet la un concert al lui Fuego, așa cum nu ar merge nici la concertele lui Tudor Gheorghe sau Grigore Leșe. Într-un moment degajat, juratul a împărtășit o poveste plină de umor despre întâlnirea lui Florin cu mama lui Fuego la un restaurant libanez. Acesta i-a spus în glumă că este fan al fiului ei și că are acasă toate albumele acestuia. Florin a concluzionat spunând că s-a gândit că ea i-ar putea da un album, ceea ce l-ar fi împiedicat să facă parte din juriu. În concluzie, juriul de la România au talent continuă să-i distreze pe telespectatori cu glumele lor ingenioase și momentele comice. La finalul episodului, telespectatorii au așteptat cu nerăbdare următorul episod din România au talent, unde vor vedea cu siguranță și mai multe momente amuzante și pline de umor din partea juriului talentat și plin de viață. Cu perspectivele lor unice și glumele lor ingenioase, juriul continuă să captiveze publicul și să-l țină pe marginea scaunelor. Doar timpul va spune ce surprize ne rezervă următorul episod din România au talent, dar un lucru este sigur. Va fi cu siguranță o călătorie palpitantă și amuzantă.